și încercăm în acest proiect, deci să promovăm cultura managerială, în special în mediul rural. Ținta regională, să zic, ținta geografică a fost mediul rural, din două motive. Un motiv este pentru că noi considerăm că este un mare potențial economic acolo și nedezvoltat. Oportunitatea care există în momentul de față în mediul rural este extrem de ridicată și considerăm că e un loc de unde se poate trage foarte multă dezvoltare și, o să vă spunem, ne dorim și noi să ne implicăm în afaceri. Atât membrii fondatori, cât și asociații noștri doresc să implicăm afaceri în aceste zone. În același timp am avut și oportunitatea de a găsi pentru ideea noastră finanțare. Am atras o finanțare din cadrul Fondului Social European, deci acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European. A fost selectat în cadrul programului operațional sectorial de dezvoltare a resurselor umane. Și are încă 4 parteneri alături de FNTM. Este Siveco România. Și o să iau părân și o să fac și o scurtă introducere. Deci sunt, Siveco România este lider de piață în domeniul soluțiilor software pentru educație. A dezvoltat de-a lungul timpului aceste soluții de învățare la distanță și nu numai în România este prezentă, o companie românească 100%, dar este prezentă atât în Europa cât și Orientul Mijlociu. Și eu puteam spune că este și o poveste de succes oarecum. ProJob din Germania este o companie care furnizează și oferă consultanță, de fapt, servicii în dezvoltarea de personal, dezvoltarea resurselor umane, managementul riscului, controlling și cultură managerială. Formastur din Spania este o, așa cum îi spune și numele, este o companie al cărei obiect de activitate este promovarea și livrarea serviciilor de formare și educație continuă. Deci exact ceea ce facem noi. Și prin proiectele lor au trecut peste 1100 de manageri în ultimii 5 ani. Asociația Eurodoc mai mic ca 26 este o organizație care grupează tineri sub 26 de ani. Este o organizație afiliată EICA, deci EICA este o rețea europeană foarte mare cu milioane de membri. În România, asociația are peste 100.000 de membri și este cunoscută, poate, în rândul tinerilor sub 26 de ani, în rândul studenților, în special, prin emiterea unui card care încurajează mobilitatea, care oferă reduceri în instituțiile de cultură pe transportul în comun în toate țările europene și la foarte, foarte mulți comercianți. Și cred că și în Cluj, în universitățile din Cluj, e cunoscută oarecum. Proiectul Rural Antreprenor, după cum vedeți, se substituie și obiectivul general este cumva în sprijinul misiunii fundației de care v-am spus la început. Deci dezvoltarea culturii antreprenoriale și creșterea expertizei în vederea îmbunătățirii cunoștințelor, abilităților și comportamentului managerial pentru actual și viitori întreprinzători. Ne adresăm, deci, atât unor oameni care vor să devină întreprinzători și care în momentul de față, deci n-au o activitate antreprenorială, cât și unor care vor să-și dezvolte afacerea existentă. Avem mai multe județe țintă, mai multe regiuni de dezvoltare, sunt 23 de județe, sperăm să ne terminăm, să ne atingem obiectivele până în mai 2012. Câteva listez obiectivele și activitățile specifice, oferire, deci încep cu aceste 23 de conferințe regionale. Aceste 23 de conferințe regionale au ca scop motivarea a peste 1400 de întreprinzători în aceste județe pentru a începe un proces de educație permanentă în domeniul management. Deci pentru a-și desăvârși dacă au început un proces de educație sau pentru a începe un proces de educație, dacă nu au început în. La aceste conferințe, ținta noastră este să aducem minim 1400 de întreprinzători și 100 de decidenți. Deci avem 23 de conferințe, noi sperăm la curs să avem minim 70 de oameni, deja sunteți peste 120 de persoane aproape în sală. Și în general, în toate județele a fost, să spun așa, un interes destul de mare pentru conferințele noastre. În
pentru a oferi educația și asistența managerială personalizată pentru cel puțin 400 de manageri sau viitori întreprinzători, vor lucra 24 de consultanți, 12 birouri de consultanță, localizate în diverse județe din țară. La Cluj, deocamdată, nu am deschis un birou. În general, când am împerecheat județele, am ales județul mai puțin dezvoltat și am deschis, să spun așa, birou. Dar în curând o să deschidem un birou special și la Cluj. Cred că cam într-o lună de zile o să avem un nou birou și în Cluj. În general, avem în toate județele țării parteneri, companii care ne oferă logistica lor pentru desfășurarea activităților în diverse regiuni ale țării.